s-a alăturat într-o zi așa ploioasă, dar știu că determinarea e cuvântul care ne-a adus aici și care ne face să existăm într-un loc așa de izolat și poate chiar și într-o țară așa de puțin deschisă la subiectele pe care le abordăm noi. O să încep prin a prezenta invitații noștri pe care le mulțumesc și lor că au acceptat să ne fie alături la acest început de drum. E un început de drum pentru că, deși proiectul în context există din 2017, acum suntem într-o nouă etapă. Lansăm un târg de mobilier upcycled, adică mobilier reciclat pe care aplicăm creativitate și îl transformăm în artă. Avem lângă noi pe... O să citesc puțin din expertiza lor, să fiu prezint, să știm cu cine vom vorbi. Și o să încep cu Adela, care este designer de interior, scenograf și blogger. Adela promovează sustenabilitatea încă de pe vremea când era redactor șef la publicațiile de amenajări interioare cunoscute din țara noastră. Și crede în renovare, recondiționare și obiecte care au poveste. Ca atare, în lucrările ei, are în vedere materiale durabile și piese de mobilier deseori second hand, care sunt regândite și redesenate. O să o invităm pe Adela ulterior, după ce prezint fiecare invitat, să ne povestească din experiența ei de la firul ierbii, din experiența de a intra în casele oamenilor în România și de a încerca să refolosească tot ce se poate refolosi din considerente economice, din dorința de a minimiza bugetele, dar și din dorința de a reduce consumerismul. L-avem online pe Daniel, Daniel Armenciu, lector, doctor, arhitect, lector universitar și doctor în arhitectură, autor al mai multor articole pe tematica proiectării sustenabile, a participat ca organizator și conferențiar la o serie de conferințe pe teme precum proiectarea sustenabilă în arhitectură, design universal, inserții contemporane pe stiluri cu valoare de patrimoniu. Este implicat în diferite proiecte cu caracter educativ sau în organizații profesionale care își propun îmbunătățirea modalităților de proiectare și realizarea construcțiilor după principii de dezvoltare durabilă și criterii de calitate și eficiență ridicate. Activitatea sa profesională este completată în cadrul unei echipe de proiectare unde activează ca arhitect cu drept de semnătură, oferind consultanță în aplicarea principiilor sustenabilității în intervenții asupra clădirilor noi și existente. În prezent este și prodecan la Facultatea de Arhitectură de Interior în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Și sperăm să aflăm de la Daniel, să discutăm cu el despre importanța educației în sensul utilizării creativității, punerii creativității în slujba sustenabilității. Îl avem alături de noi pe Cosmin Brumă, care este arhitectul municipiului Onești și care are experiență de peste 15 ani în arhitectură, proiectare civilă și industrială, restaurare și urbanism, lucrând de la concept și coordonare, proiectare de arhitectură și soluții detaliate pentru clădiri noi, intervenții la clădiri existente, clădiri rezidențiale, locuințe unifamiliare sau colective, clădiri industriale, clădiri pentru turism și servicii, clădiri pentru cercetare, clădiri monument istoric și amenajări interioare și exterioare, lucrări de peisagistică și elaborare pe diferite teme legate de arhitectură. Sperăm să, în discuția cu Cosmin, să aflăm cum am putea eficientiza dialogul între proiecte independente cu astfel de inițiative și autoritățile locale pentru a crește impactul a ceea ce vrem noi să facem prin acest proiect. Îl avem alături de noi pe Ciprian Șipoș, care este Zero Waste Creative Thinker și Green Interior Designer. A studiat designul bazat pe economie circulară la Barcelona și colaborează atât cu instituții de
învățământ private, cât și cu multinaționale. Este implicată la design și consultanță în diverse proiecte publice și private și în curând la Mușuroi, Hub Creativ din Cluj-Napoca, cu noi structuri de sustenabile creative, educaționale, în cadrul programelor ALTOI. În prezent, lucrează la finalizarea conceptului pentru un centru creativ ce o să includă simulatoare bazate pe Zero Waste Creative Formulas. Sperăm ca Ciprian să ne povestească despre nișa pe care a ales-o și dificultățile pe care le întâmpină în România versus experiența pe care o are proiectele în alte țări, care sunt probabil mai deschise decât noi. Și de asemenea avem aproape de noi pe Mihai Cadaraică, director executiv al Fundației Pădurea de Mâine și rector universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrație SNSPA. Este pasionat de studiul politicilor de mediu și de dezvoltarea unor modele socioeconomice sustenabile care să contribuie la conviețuirea armonioasă între oameni și natură. Are experiență bogată în managementul proiectelor, precum și o activitate îndelungată în sectorul non-guvernamental. Sperăm să aflăm de la Mihai motivația lor în a susține astfel de proiecte și împreună să găsim formule să colaborăm și să maximizăm impactul acestor demersuri. Propun ca fiecare dintre noi să vorbim câteva minute, până la 10 minute despre experiența noastră, dar la final să alocăm 10-15 minute pentru întrebări și discuții pe tema ceea ce s-a menționat. Și aș fi vrut și să vorbesc câteva minute despre în context, dacă sunteți ok așa să pun totul în context. Am o prezentare, Marius, trebuie să-i dau drum. Context este un proiect cultural-educațional care a început în 2017 cu scopul de a contribui la dezvoltarea regională prin creativitate, prin industrie creative. A început ca o rezidență de artă contemporană internațională prin care ne propuneam să aducem artiști din alte țări, fiecare an în altă țară, să lucreze lună de zi de vară aici, împreună cu comunitatea locală și cu materialele din zonă, pe teme legate de impactul omului pe natură. Am reușit în perioada dinainte de COVID să implementăm 3 ediții prin care am adus artiști din India, Islanda și Brazilia și s-a creat o serie de 36 de lucrări care au rămas cu noi în patrimoniul orașului, în patrimoniul regiunii și care, dacă ar exista un spațiu expozițional, ar putea constitui un muzeu propriu-zis, care să genereze turism cultural, să contribuie cu adevărat la scopul pe care ne-am propus noi în prima fază. Însă acest spațiu nu există și noi în primii ani de proiect închiriam un spațiu, am desfășurat rezidența în casino o perioadă, dar în 2019 am reușit reconversia acestui spațiu cu ajutorul voluntarilor strict. Este un spațiu care a deservit Hotelul Venus, este fosta centrală a Hotelului Venus și care era dezafectată de 10-15 ani și am reușit să o transformăm într-un spațiu creativ unde de atunci, în cei 4 ani, deși am avut COVID și a fost o activitate considerabil redusă, am găzduit zeci de evenimente, tineri, voluntari, artiști dintre cei mai cunoscuți, precum Dan Perjovski, care a venit în 2019 și a desenat pe geamurile acestei clădiri. Dan fiind cel mai cunoscut artist român pe plan internațional și care a ales să vină voluntar la Slănic să ne susțină prin munca lui și prin tot aportul pe care l-a avut între expozițiile lui la Londra, New York, Berlin și așa mai departe. Și Slănic Moldova, da. Am pus astfel pe Slănicul pe harta centrelor
culturale internaționale. De altfel, avem și un desen pe geam, care, prin care Dan ne compară cu Tate Modern din Londra. Poate o parte dintre dumneavoastră știți despre acest muzeu, care se consideră împreună cu rival al muzeului din New York, MoMA. Pentru Europa este cel mai cunoscut muzeu de artă contemporană și Dan spune că cura în sfârșit un mini Tate la scară umană. Și mai jos scria cu negru, dar nu se vede acum, o instituție nu se măsoară în dimensiunea clădirii, ci în rotunjimea ideilor. Așa că îi mulțumim încă o dată pentru încrederea pe care ne-a dat-o. Și astfel am continuat, dar în perioada COVID-ului, pentru că am întrerupt activitatea internațională și accesul la finanțări a devenit din ce în ce mai greu, am hotărât că toată energia noastră se va îndrepta înspre a deveni noi sustenabili. Și atunci am început să lucrăm pe reciclare de țesături. Am preluat țesături de la magazinele de perdele și draperii, resturi de țesături sau cataloge expirate, din care, împreună cu voluntari și membrii activi ai comunității, am început să confecționăm decorațiuni pentru casă și accesorii de purtat, încercând să generăm niște venituri și să putem continua. În 2022 am scris acest proiect de upcycling mobilier la apelul lansat de Fundația Pădurea de Mâine și, din fericire, l-am câștigat. Și acum suntem în plină desfășurare pentru acest proiect, care are ca focus point un târg anual de mobilier refăcut de către noi aici, la Valea Slănicului, readucând în branșă meseriași, oameni care au lucrat în industria lemnului, dar care, din motiv din relațiuni practice, au renunțat între timp, colectând mobilier deșeuri de mobilier și transformându-l în piese de artă. Cam asta este istoria noastră, pe scurt. Aș putea vorbi mai mult. Suntem o echipă, zic eu, mică, dar foarte determinată și cu expertiză din diverse domenii. Avem o colaborare cu târgul V4 Vintage din București. E un târg care a făcut 11 ani, două ediții pe an de haine vintage. Și ei ne fac o consultanță pe organizarea de târg. Și acum aș vrea să mă invit să povestim despre de ce ați acceptat să veniți la proiectul nostru și cum credeți că putem să colaborăm și să ne punem creativitatea în slujba viitorului și a reducerii consumerismului și a protejării pădurilor. Nu știu, Mihai, hai să încep tu? Sigur. Conținutul meu de numesc de Mihai Caradaică, director executiv al Fundației Pădurea de Mâine și o să încerc să vă introduc așa în contextul activităților noastre, ce facem la Fundație, cu ce ne ocupăm, de ce susținem astfel de proiecte și o să vă încerc să vă explic cum acest proiect se încadrează în filozofia Fundației noastre și chiar dacă se încadrează atât de bine, o să vedeți care sunt motivele pentru care acest proiect a fost finanțat de către Fundația Pădurea de Mâine. Fundația noastră, așa cum ne spune numele, are ca domeniu de activitate pădurea și ne ocupăm în principal cu proiecte de reîmpădurire. Primăvara trecută am finalizat un proiect mare, un proiect la care am lucrat colegii dinaintea mea, eu sunt de un an și jumătate la această fundație, de a planta 1.000.000 de puieți, un proiect finalizat în primăvară, iar acum încă de când am venit eu, încercăm să reconstruim un pic filozofia Fundației și întreg programul de împăduriri și să mergem către zona de protecția mediului, schimbări climatice. V-am spus de proiectul de împădurire, este cel mai mare, susținem atât împădurire în fond forestier, împădurirea unor terenuri care nu erau împădurite anterior, și chiar și păduri urbane. Am început proiecte de păduri urbane. Avem deja două plantate în București și vrem să extindem acest concept, să ducem pădurea cât mai aproape de oraș.
Acesta este programul nostru central cu care ne-am fondat, însă ulterior fundația a mai dezvoltat și alte programe. Programe mai mici, cum ar fi școala de pădure, în care vrem să promovăm rolul silvicultorului, pentru că în țara noastră sunt foarte puțini oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă o pădure îngrijită de om și ce înseamnă o pădure care nu este îngrijită și, de fapt, care este rolul silvicultorului. Mai avem un program de silvicultură durabilă, însă nu am să insist pe el. Și un alt program central al nostru, programul Comunitățile Pădurii de Mâine, în care face parte și acest proiect pe care noi îl susținem. Este un program care anul acesta se află la a doua ediție și este un program pe care noi l-am construit foarte mult descentralizat. Chiar dacă proiectul de față se bazează foarte mult pe ceea ce vrem noi și pe filozofia fundației noastre, faptul că acest proiect a câștigat se datorează celor care l-au scris, pentru că l-au scris foarte bine. Noi la fundație lucrăm cu experți independenți care evaluează aceste proiecte. Rolul nostru e oarecum acela de a elabora ghidul și de a da direcțiile pe care partenerii noștri vin și construiesc aceste proiecte cu impact real. Care e filozofia acestui program, Comunitățile Pădurii de Mâine? Am plecat de la simpla idee că cele mai sănătoase păduri sunt pădurile care au comunități dezvoltate în jurul lor și cele mai bine îngrijite păduri. Și cel de-al doilea principiu este acela că ceea ce ne-am dorit noi foarte mult este să încurajăm foarte mult imaginația și creativitatea comunităților locale. Pentru că una este să faci proiecte de la București, în partea de nord a țării, și alta este las pe cei de acolo să vină cu idei și să vină. Ne știm limitele, înțelegem și tocmai acest program pe această direcție a fost construit. Mai mult decât atât, un lucru care pe mine personal m-a impresionat acest proiect și aici să mă leg un pic de cealaltă activitate a mea, de cadru didactic la SNSP, de când am avut o dezbatere cu studenții mei despre încălzirea globală, schimbări climatice, protecția mediului și cumva tonul final al dezbaterii noastre era unul foarte pesimist. Domnea și o atmosferă în sală de ce ar mai fi de făcut, ce mai putem face. Și chiar am avut un student care m-a întrebat, dar și noi cum putem schimba ceva, ce putem să facem? Și atunci le-am dat un exemplu, cei trei ce. Ce putem face noi ca indivizi? Noi ca indivizi ne-am îngrenați în trei dimensiuni separate. Prima este cea de consumator. Și poate unul dintre cele mai importante. Da? Noi alegem ce consumăm. Și dacă suntem atenți la ce consumăm și la pe ce cheltuim banii și o facem pe lucruri sustenabile, lucruri care provin din economia circulară, în felul acesta putem ajuta foarte mult mediul înconjurător. Al doilea plan ar fi cariera. Fiecare are o carieră și acolo, la locul de muncă sau prin ceea ce facem, putem, cât de puțin, unii mai mult, alții mai puțin, dar dacă fiecare persoană încearcă să facă ceva în cariera lui, se pot produce schimbări și la nivel instituțional. Și cea de-a treia dimensiune ar fi cea de cetățean. Pentru că toți suntem cetățeni și putem vota acel partid politic care ne promite și ne propune o agendă de mediu mult mai serioasă, ne putem implica în dezbateri publice, putem crește nivelul de conștientizare din societate privind problemele de mediu și venind în drum, chiar mi-am adus aminte de acești publice și m-am gândit că acest proiect cumva se încadrează în toate cele trei dimensiuni, atinge cumva pe toate trei. Felicitări încă o dată pentru ce ați realizat aici și chiar ne bucurăm să fim partenerii voștri în acest proiect. Din cadrul celei mai de prestigiu instituții de învățământ pe domeniu din România.
Mulțumesc mult, bună tuturor! Cel de înțeles astăzi, chiar dacă nu am putut fizic să voi acolo, măcar și așa online de la distanță e foarte bine. Și mă bucur că componenta asta educației e importantă și că i-ați găsit cumva loc în cadrul întâlnirii. Pentru că, într-adevăr, până la urmă, înainte de a deveni profesioniști sau formați într-o anumită direcție, e foarte important să pornim de la baze. Și în școală, cam așa, de fapt, lucrurile, pornim de la baze și încercăm să punem cărămidă peste cărămidă pentru a construi lucrurile cât mai coerente. În ceea ce privește tema aceasta, regularității a sustenabilității în mare, nu aș putea să spun că avem o tradiție în școala noastră, sau în școala românească în general. Însă, totuși, tematica vine mai activă. Și asta se vede și în programa de învățământ, cât la specializări precum arhitectură sau arhitectură de interior sau design de produse, etc. Deci, cumva, încă de câțiva ani buni, găsim loc acestor materii pentru a completa formarea generală a unui arhitect sau viitor designer. În ceea ce privește creativitatea, evident, noi avem o profesie vocațională, deci lucrăm cu creativitate. Este o condiție esențială. Pornim de la a ne exersa creativitatea, pentru că, așa cum ziceam, fiind o profesie vocațională, studenții noștri, cel puțin când aleg calea asta, spunem, puțin 80% dintre ei au vocație pentru lumea asta a arhitecturii și a design-ului. Deci, cumva, creativitatea nu aș spune că duce în limită. Partea asta este poate de consolidat. Avem multe lucrări. Pe altă parte, în ceea ce privește contribuția noastră a cadrelor educative, a celor care încearcă să formeze viitori profesioniști, puțin în momentul de față, să spun că suntem, avem o bază de oameni deja formați chiar în domenii precum sustenabilitate, circularitate, etc. Și asta, într-adevăr, nu se întâmplă de foarte mult timp, dar deja sunt doctorat, sunt proiecte dezvoltate în direcția discuției și asta e foarte bine, pentru că putem să afirmăm cumva că studenții învață de la oameni care știu ce vorbesc. Ceea ce privește programa, planul de învățământ, avem câteva cursuri, discipline sau proiecte specifice în care încercăm să învățăm să integreze principii precum circularitatea, sustenabilitatea, grija față de mediul general. Evident, partea bună a școlii noastre este faptul că lucrurile nu rămân la teorie, ci mereu se materializează în proiecte. În general, așa cum ziceam, avem aceste discipline specifice, dar ele cumva vin să completeze acea formare bază. Și, în realitate, în anii, să zicem, de la anii 3-4 timp, începem să vedem și rezultatele acestui tip de abordare. Iar proiectele studenților, proiecte de atelier, obișnuite, încep să aibă noțiuni
concepte, dar să aibă unele concepte puternic fundamentale pe tema sustenabilității. Asta înseamnă cumva că începem să conștientizăm faptul că e de foarte mare, nu e doar de foarte mare actualitate, dar vorbim despre niște lucruri calculabile și extrem de importante pentru noi. Dacă îmi permiți, aș avea o întrebare pentru continuarea discuției. Cum am putea eficientiza, cum am putea crește doza de educație pe sustenabilitate? Real vorbim din perspectiva ta, pentru că noi încercăm într-un mod alternativ, dar în final, instituțiile de stat au nevoie de integrare mai substanțială a acestor direcții. Noi cumva o facem și în mod instituțional, formal și așa mai departe. Cum crește doza? Cred că întotdeauna, pentru a avea un dialog, e nevoie de, în primul rând, de cel ce emite mesajul, dar e nevoie și de un receptor. Deci, cumva, cred că trebuie să întărim relația între profesor și student și să conștientizăm faptul că sustenabilitatea nu se poate face fără colaborare, fără parteneriate, fără discuții cu ceilalți. E o chestiune cât se poate de intrinsecă a însuși conceptului de sustenabilitate. Încă, aș spune eu, noi ca societate sunt la început. Și în plinătate se vorbește foarte mult despre asta, dar lucrurile încă nu se fac la o scară foarte amplă. Pentru că mesajul în sine către omul obișnuit ajunge puțin mai târziu. Lucrurile astea se formează în generații. Între ceea ce remarc este faptul că mici, copiii, sunt învățați în școală să fie atenți la lucruri precum, nu știu, colectarea selectivă a deșeurilor. Ba chiar adulții sunt educați de cei mici în sensul ăsta. M-am confruntat cu situația asta și am fost impresionat. Deci cred că noile generații vin cu un bagaj destul de puternic în sensul ăsta. Poate și noi, cei mai, să zicem, trecuți în vârstă, trecut prin viață, trebuie să ținem pasul cu mișcarea asta. Deci cred că, într-o formă sau alta, e un dialog între generații și cred că lucrurile, la un moment dat, se vor întâlni la mijloc. O vor lua pe drepte bună. O sunt optimist. Mulțumim, Daniela. Sper să nu fie prea târziu. Nu cred că e niciodată prea târziu. Optimism și sper tare mult să ai dreptate. Noi îți mulțumim tare mult pentru participare și dacă vrei să rămâi, ești binevenit, poate vor mai fi la fel. Mulțumesc mult! O să rămân până la un moment dat când, într-adevăr, va trebui să ies, dar o să mai rămân. Mulțumesc și eu! Georgiana ne-a pus o întrebare de ce suntem aici și de ce susținem acest proiect. Eu pot să vă spun simplu, pentru că avem nevoie de povești. Și poveștile astea le întâlnim la un târg de mobilă, nu? Adică la un târg de vechituri, cum îmi place mie să zic, și e un prilej nu doar de socializare, ci de aflare a acestor povești.
Și aceste povești ne încarcă și ne ajută să vorbim despre termeni din aceștia mai cognitivi, sustenabilitate, upcycling și reciclare și nu știu ce, într-un mod foarte uman. Eu, de exemplu, sunt mare fan de vechituri pentru că nu neapărat că mă atrage estetic piesa, pentru că îmi place povestea din spate și pe care pot să o integrez. Așa cum face și Ciprian Șipoș, de lucrează cu tot felul de mește și reușește să integreze în ambientările pe care le face astfel de obiecte. Deci de asta te susțin, Georgiana, și de aia vă susțin. Vreau să-i cunosc pe oamenii de aici și vreau să aducă vechiturile la iveală odată cu poveștile lor. Și eu cred că aceste povești merită să le spun pe blogul meu și merită să le spun mai departe oamenilor și eu poveste a din generație în generație, care o să meargă mai departe, mult mai frumos, mai natural, fără să facem apel la că nu suntem educați sau că nu avem aceste concepte ca în Occident. Eu cred că putem salva natura salvându-ne pe noi, comunicând mai bine și spunându-ne poveștile unii altora. Încă se vorbește prea puțin în presă despre ce s-ar putea face, despre care e situația reală, despre... Da, eu cred că oamenii nu reacționează bine când sunt avertizați. Vedeți că suntem pe ultima sută de metri și așa mai departe, dar cred că reacționează foarte bine dacă din partea specialiștilor află un lucru concret. Lucrurile astea vechi sunt la modă. Da! Ok, sunt la modă, le vrem. Adică trăim într-o piață de consum, trebuie să înțelegem că asta funcționează, așa funcționăm noi și presa va prelua poveștile care se conformează a ceea ce așteaptă oamenii. Și da, există acest rol, dar nu putem să mergem într-o zonă foarte, nu știu, intelectuală și să le explicăm oamenilor așa. Cred că putem să abordăm lucrurile mult mai direct. Fraților, asta este la modă. Nu mai aruncați ceea ce e vechi de la bunica, încercați să vă folosiți creativitatea, duceți poveștile mai departe din generație în generație, nu le mai vreți, nu vă mai sunt de folos, veniți la un târg, valorificați-le și astfel lucrurile, în opinia mea, merg mai organic. Și cred că presa mai degrabă înțelege o chestie simplă, uite, e un târg acolo, uite niște povești fabuloase, decât să-i se explice, știi, e foarte complicat. E ca filmul Don't Look Up, da? Oameni de știință care vin, care explică, care nu știu ce. Nu, hai să rămânem oameni, hai să ne bucurăm de această experiență și să o facem organic. De-aia și mie pe blog îmi place să spun poveștile astea. Sunt foarte mulți oameni care își transformă în casă piesele. Dar cum? Când le dai curaj, când cineva îi validează, că e un arhitect, că e un designer, că, nu știu, e un vânzător de mobilă. Noi nu mai avem consignații, dar nu avem niciun prilej să ne întâlnim. Hai să ne întâlnim! Abia aștept în vreodată. Am încercat să-mi spun denumirea în limba română, nu prea există. Și așa că am ajuns Zero Waste Creative Thinker. Am ajuns să inventez aproape 700 de simulatoare, jocuri, lucrez cu foarte multe companii, noi simulăm sustenabilitatea, ce se va întâmpla viitorul. Și ce ziceați mai devreme, chiar am fost săptămâna trecută la un summit verde, unde eram creativ și oameni de știință, viitorul nu arată bine, mai aveam între 3 și 5 ani de activități, după care intrăm pe panta roșie. Nu vreau să văd cele 3 zile cum au fost cu oameni de știință și cu ce veneau. Datoria mea este să iau, să transform acele strategii în unități creative, în jocuri. Eu asta fac. Lucrez și în educație, proiectez clădiri sau reconversii. Lucrez destul de slow, dar în a fast process. Eu am inventat și un mapping. Practic, separ în peste 300 de layere, fiecare proiect în care intru, e ca un scan pe care
Și mecanismele astea o să le aduce către public, să lucrează către ele, mai lucrez cu tot felul de instituții. Dar ce fac lucrând de aproape 14 ani în design circular, am ajuns să duc mai departe partea asta și să pot să iau de la companii strategice să le convertesc în joc. Când eram mici, fetele se jucau cu păpușa, noi ne jucam cu mașinițele. Nu s-a întâmplat absolut nimic și avem nevoie iarăși de joc sau de povești, cum spunea, ca să putem să aducem această circularitate. Fac simulatoare cu apa, un pahar cu apă, care un om trebuie să ducă pe un traseu al sustenabilității, jumătate digital, jumătate analog și implică tot felul de provocări. Sau garderobă sustenabilă, sau ce înseamnă reconversia a 3-a, 4-a sau a 5-a viața unui material. Eu mă uit foarte atent la materiale, cunosc, lucrez cu mulți meșteri, că sunt proiecte mai mici sau mai mari. Acum lucrez la un orășel verde și am coborât amprenta de carbon pentru că construim diferit, construim mai mic cu multifuncțiuni. Avem fiecare perete cu minim 3 funcții pe el și avem alți pereți. Practic construim 60 de metri pătrați cu funcții de 140. Coborâm amprentele de carbon, eu asta pot să fac pentru că investighez. Eu dintr-un set de 70 întrebări pot să văd dacă cineva face greenwashing, ce intenție are, de unde vine materialul, trasabilitatea, cine a lucrat la el. Eu sunt un investigator, dar am adus toate astea sub forme creative. Am fost descoperit în școală, să nu credeți. M-am dus, nefiind atât de bun la calculatoare, a venit cineva pe vremea și zice, te scot eu din acest proces, te pun să studiez economie circulară. Eu am zis, da, am fugit. De unde? Am făcut două școli într-un. N-am știut în ce mă fac, asta a fost, îi mulțumesc acum că sunt într-o relație foarte bună cu el și am fost și primii care am studiat asta în 2012. Acum sunt organizații din care și eu fac parte. Ce încercăm este să aducem acest comportament circular lifestyle, da? Ca fiecare poate să facă și că fericirea există într-un metru pătrat. Mintea a luat 100 de metri și am inventat unități fizice care să te aducă înapoi. Că problema cea mai mare până la climate change este mental health, în care intrăm toți. Avem simulatoare de digital, cum putem să aducem înapoi, de on și off. Sunt foarte multe concepte, adică chiar dacă par foarte abstracte, noi ce am realizat, da, și mai ales eu, le aduc în unități fizice, da, în joc. Jocuri sunt tot felul de interacțiuni pe care le tot fac. Cum calculez amprenta de carbon este, la un moment dat, cum v-am spus, întorc omul sau utilizatorul în acel metru pătrat în care se află. Întotdeauna corpul nostru va fi într-un metru pătrat. Dar dacă reușim să aducem și mintea cumva, să o poziționăm, s-ar putea ca acest stil de viață circular să fie de actualitate. El devine, o să devină și personal, ajungem. Eu cunosc sancțiunile, bună parte dintre ele, care vor începe de la anul și mai ales în 2027. N-aș vrea să ajungem acolo. Noi am și cunoscut în comun ce înseamnă rații, dacă sunt deranjate marile puteri. Eu lucrez cu companii care sunt mai mari, mai sunt coloși și eu mă duc și să vedem cum putem din toate părțile să fac aceste simulatoare de posibil. Unele le-am dus la Cluj, unele la Sibiu. Încerc să duc capsule creative în peste tot, poate și aici și cu siguranță. O să aducem să vedem trăinuiesc la urmă niște oameni care poate să ia de ce știu eu și să-și elim mai departe. Online nu prea funcționează, dar putem să vedem. Acum lucrez cu cineva la online, dar să vedem cum putem să digitalizăm, dar să avem și analog. De ce sustenabilitate? Cred în asta, fac asta de 14 ani. Am lucrat întotdeauna cu material recuperat. Am proiecte foarte mari făcute în deșeuri. Așa, acum lucrez la unul care sper să se ajunge aproape la 83% din restul recuperate din alte șantiere. Eu sunt omul care vine, ți-l iau, desfac fracția și sper că putem să ajungem la cât mai mulți cumva. Și poate prin povești și cum, și mai ales prin colaborări. Că cred că asta e puterea și forța la noastră, a tuturor. În rest, apropo de ce ar însemna și ce înseamnă, că mi-a zis Alina, eu trebuie eu în capul meu ajungeam la câmpul lui Moldovenesc, ca fiind nu știți de ce, în cuplu la muncă, am ajuns, mă bucur că am ajuns aici. Cred în această colaborare și mai ales cred în această reconversie. Mi se pare că fiecare, orice lucru pe care îl vedem are viață. În primul rând e făcut de pe pământ, da? Iar da, ce ar fi fain e să considerăm pământul ca pământ de casă, fundație de casă sau ce vrem noi. Că fără ea, nu o să existe absolut nimic. Și sper să facem cât mai mult. Și
Sunt deschideri din multe puncte de vedere și mai ales pe constructiv. Mă uit acum la făcut cu investitorii cu care lucrez. Unii sunt de afară, alții sunt. Sunt curioși și au început să vină către noi, sunt deschiși, mai ales că au aflat și de sancțiuni, adică unii nu vin neapărat benevol, dar îi întoarce cumva piața. Prin joc, că mulți sunt foarte circumunile, nu le ajungi cumva, nici la nas, dar nu le ajungi în minte, sunt foarte egotici. Eu ce fac, nu spun absolut nimic, eu doar adresez întrebări. Jucându-se singur își de seama pe parcursul jocului, că nu tot ceea ce crede el e fix așa cum... Eu consider că ne deschidem și față de ce făceam acum 10 ani, îmi fac mult mai mult. Și eu sunt omul deja mantran, mai pus pe drumul meu, 3 luni. Și am încredere, eu sunt, mă rog, și mi-am primit din fire. Afară se întâmplă mult mai multe și colegii mei cu care suntem aproape 8 luni la nivel global, care facem plus minus aceleași lucruri și noi ne și aducăm provocări de la unul la celălalt. Asta am încredere. În care România e pe ultima în Europa la gradul de reciclare. Gradul de reciclare vine și de la noi, pentru că noi avem foarte multe statistici. Cum locuim, cine locuiește în două spații, cum a fost proiectat întregul bucătăria, cine vine și confirmă, cine râde de tine că îți selectezi bunul. Pentru că noi așa funcționăm. Eu cumva priva o casă verde, am terminat una, îi iau un set de întrebări. Îți mănânci bio, trăiești bio, te plimbi din natură? Dacă la toate răspunsul ăsta nu, ei și spun, nu are să-ți faci o casă verde, mai ales că ai un prieten care să dă de tine. Eu am jocul, eu nu fac un proiect până la mine durează 90 de zile procesul de cunoaștere. De-aia și slow, nu vin toate, unii vin și tu i-a zis că e poși sau... Și când stăm de vorbă, zic, nu o fac pentru mine, o fac pentru tine. Eu am studiat și psihologia culorilor, adică sunt multe. Dar am încredere că știi cum e, prin colaborări și prin mici lucruri ne putem. Mai ales că am uitat notițele. Ți le-a luat? Nu. Că deja s-a culturat alt subiect. Sunt șef cadrul Primăriei Nești de aproximativ un an jumătate. Restul anilor i-am petrecut în privat. Iar pe subiectul de astăzi eu am și alte păreri. Vă zic cu ce mă confrunt eu, în cadrul primului, cu gestionare proastă de deșeuri. Și asta pentru, nu pentru că noi nu avem un regulament sau nu avem o zonă în care să depozităm toate deșeurile astea provenite din construcții, că aici nu era făcută. Și de la slaba educație și informarea a cetățenilor. Din păcate, nu sunt de acord că educația trebuie să vină încet. Va trebui impusă și cât nu merită. După cum știți, probabil sunt sumedenie de programe în care efectiv se aruncă cu bani, să construim, să dezvoltăm. Toate aceste dezvoltări generează deșeuri. Într-o proporție. Orice deșeu din provenit construcții, cred că are un drag de folosire, cred. Poate fi folosit la șosele, mă rog, dacă nu-i fracție, dacă e fracție contaminantă, dar sunt. Da, într-adevăr. Dar putem de folosi carton, putem de folosi asfalt, putem de folosi lemn, metal. Inclusiv firmele care depun proiecte nu își pun problema reciclării deșeurilor. Mai mai mult sunt unele care pur și simplu uită deșeurile. Unde trebuie cu niște tone de deșeuri generate și nu știu ce să facem. De cum ori știm ce să facem, dar și gestionarea lor necesită bani. Bani care dacă nu sunt prinși în finanțare, va trebui să scoatem noi. Educația este foarte bună. Ținând cont că avem o grămadă de
proiecte de conștientizare la nivel național, cum este de arhitectura, cu toți da, pur și simplu, că copiii într-o direcție, sau scenarii într-o direcție bună, în ceea ce privește urbanismul, dezvoltarea durabilă și comunitatea. Dar va trebui o soluție permanent și repede, fără aș putea vorbi despre chestia asta și despre neajunsurile sistem, dar nu neapărat pe sistemul din cumva în întâmpinarea problemelor. Dar, uite-vă cum acum, nu noi la țară, probabil și la ora asta, să propun deși o cultură asta, care ar trebui și o să nu vom păstre și nu știe nimeni nici cu ce se mai mult. Cum crezi că s-ar putea eficientiza o colaborare între astfel de proiecte independente cu așa inițiativă necesară? Să zicem la nivel regional, că suntem aici o comunitate, până la urmă și Slănicul trimite tot la stația de selectare de șuruburi de la Omenești. Deși, care ar fi momentul în care, sau care ar fi cadrul legal cu care s-ar putea colabora, ca noi să putem prelua deșeuri de mobilier înainte ca ele să fie investate și privite în mașinile primăriilor și așa mai departe. De când ne-am cunoscut, am chiar fost atent la astfel de deșeuri în zona unii. Spre surprinderea mea, deșeuri de mobilier nu prea sunt. Sau dacă sunt deteriorate, sunt furate pentru zona asta și se pe foc. Tot printr-o informare adecvată, cred, că ar putea ajunge, am putea ajunge cu toții unde ne dorim. Bineînțeles, prin suportul primării, noi la nivel de municipiu, aveam o platformă, nu știu exact cât costă să vedea, să asume modice, unde nu mai poate să scape de toate cele nevoite, la educație și la mobilier. Însă mulți preferă să lasă pe marginea drumului mobilierului, pentru că lentul nu se termină de fapt. Dacă ia cineva să le folosească bine, dacă nu pune pe foc și se încălzește. Trăim într-o țară săracă și lumea se folosește de absolut orice resurse se produce care de zi cu zi. Iar cum s-ar putea regla, repet, prin educare forțată regulație. Amenzi și autoritățile care vechează asupra astfel de activități să își facă treaba până la cap. Să nu utilizeze transporturile, să o sumedenie de posibilități prin care noi ne putem asigura că nu se face risipă de material. M-am bucurat, Victor, să mă formulez, să preluăm chiar și puținul acela pentru noi la acest început de drum e mult. Orice piesă de mobilier mai e binevenită. Și poate, așa cum ați spus, să colaborăm în promovarea la nivelul comunităților. Să trăia și primăria, care știe tot ce putem și comportamentul lor. Să trăia din mesaj, să trăia, să susțină voluntariatul în cadrul proiectului nostru, că e nevoie de susținere pe mai multe laturi, nu doar pe colectare, ci și pe apartenență la proiect. Da. Ce nu știu în momentul ăsta este felul cum am putea ajunge la orice tuturor. Eu nu sunt un fan al rețelelor de socializare, bănuiesc că ar fi o posibilitate bună, dar cei care scapă de mobilier vechi sunt oameni, probabil, care nu au educație și dacă nu știu ce să facă mobilierul, ies noaptea în locul ăla în stradă și lasă acolo. Totuși, mașinile colectează acest mobilier, mașinile de mașină colectează. Și îl descrivezi. Nu știu. Poate fi mai interesant să facem niște centre regionale sau mai mici unde se selectează și apoi există asta.
fix de mobilier? Nu de mobilier, ai deșeuri. De altfel se contaminează. Pe platforma asta există deșeuri plastice. Dar la platforma a ajuns tot cu mașinile de primărie care depisează și le-am stăpânt. Nu neapărat. Și le duc oamenii. Le duc sau dacă e mai aproape malul ăla pe aici. Da, nu. Așa dată e situația și mai ales în zona asta de țară care este sărată. E mai sărată. Cea mai sărată regiune din țară. Mulțumim. Eu sper să continuăm discuțiile și mai informal și mai formal și cum e nevoie să găsim soluțiile cele mai bune și să creștem impactul acestui proiect. Noi am început de 3 luni, dar avem cel puțin 2 ani în subumbrela proiectului în față și sperăm noi pentru totdeauna și sperăm să creștem de la an la an. Dar, da, mulțumesc tuturor și orice idee pe viitor e binevenită și sper să continuăm să segregăm ideile astea, să le punem împreună și să conturăm formula cea mai bună pentru un proiect pilot, care să se poată ulterior replica în orice comunitate. Până la urmă, asta înseamnă educație, asta înseamnă că trebuie să exemplifici, trebuie să explici și implicațiile și să explici avantajele. Și atunci se vor găsi soluții și cred că se poate face asta pe teritoriul României. Toate comunitățile au școli închise din cauza migrației, clădiri abandonate din diverse probleme legale. Cred că e o plajă de lucru foarte, foarte amplă și sper să reușim împreună să găsim soluții. Dacă sunt întrebări din public, dacă dacă e ceva ce ar mai trebui detaliat, dacă nu, eu vă invit peste o lună la târg. Pe 22, deschidem pe 21 seara, încă de preview, dar primul weekend după Paștele Ortodox, 22-23 aprilie, vom fi aici cu târgul, cu întreaga serie de obiecte pe care am reușit să le transformăm în perioada asta. Și sperăm să generăm și un public din regiune, așa că dacă aveți prieteni interesați, rude interesate, felul în care să ne puteți susține în promovare, în diseminarea proiectului, e de mare ajutor și foarte mult apreciat de către noi și sperăm să ne vedem în fiecare an la sfârșit de aprilie la acest târg și să crească și să crească și să-i meargă vestea în țară și nu numai. Și cu ajutorul vostru a tuturor, avem chiar în sală și alți susținători ai proiectului, oameni care ne susțin cu alte materiale care ar fi necesare, precum Cătălina, care reprezintă brandul Color Smart și care ne susține cu aceste minunate culori și vopseluri pe care le-ați văzut aplicate pe piesele noastre noi de mobilier. Mulțumim, Cătălina! Avem pe Daniela de la Luis, care ne-a susținut, ne-a învățat cum să facem, cum să tăiem buretele, cum să întindem ta și să capsăm tapiseria și mult know-how din zona lor de expertiză în producerea de paturi foarte, foarte faine la Târgovna. Și avem și pe partea de logistică pe cineva care ne ajută cu dulciurile, arhitectura gustului de la Onești și vă invit să vă bucurați niște dulciuri absolut speciale. Și pentru logistică din Slănic, din comunitate, avem susținere de la Vila Teleconstrucția și Taverna Slănicului, pentru care vă mulțumim și puțin cu câte puțin am pus împreună proiectul ăsta și pădurea de mâine care ne-a validat și ne dă ocazia să ne tragem sufletul, că până acum toți anii de dinainte am fost din proiect în proiect, am alergat după
finanțare și a fost extrem de epuizant și acum, pe o perioadă de 2 ani, suntem stabili, emoționali. Așa că mulțumim. Și sper să ne întâlnim și să fim din ce în ce mai mulți și să fim din ce în ce mai veseli, pentru că vedem speranță. Pentru că vedem că reușim să facem cât mai mult. Mulțumim tuturor! Mulțumim.